Devenit în ultima perioadă subiectul preferat atât al presei cât și al conferințelor de presă de la primărie, instituții sau sedii de partide, statuia Marelui Voievod pare că și-a găsit în sfârșit liniștea. O scurtă ceremonie de dezvelire a operei de artă a avut loc în parcul Mihai Viteazul, deși montarea propriu-zisă a acesteia a avut loc în urmă cu zile bune. Am atras atenția că, indiferent ce variantă se va adopta, ea costă mai mult sau mai puțin. Și știți cu toții cum stăm cu bani. Și probabil că măsura finală a ținut cont și de aceste considerente. Mi se pare că socul acesta este simplu, este bine că este simplu, dar chiar așa simplu are și el un cost apreciabil. Prezent la festivitate, primarul Nicolae Barbu a ținut să sublinieze faptul că orice polemică legată de amplasare, soclu sau inscripția ale statuii trebuie să înceteze și că statuia era necesară pentru că cel pe care îl reprezintă face parte din istoria giurgiuveană. Sunt multe orașe în țară care, la unde domnitorul nici măcar nu a trecut, dar are spre amintirea acestuia câte un monument, fie că este în zona centrală, fie că este într-o zonă foarte vizitată. Este bine că fostul primar s-a gândit să marcheze prin acest monument prezența și trecerea domnitorului prin Giurgiu. Edilul șef al orașului a făcut un apel și la cetățeni ca statuia să fie păstrată în condiții bune și să nu aibă parte de tratamentul celorlalte monumente din oraș. Aș vrea să rog și cetățenii municipiului Giurgiu și nu numai să trateze cu respectul cuvenit acest monument. Ar fi urât și jenant să vedem grafiti pe acest monument, ar fi urât să vedem o întinare a memoriei acestui domnitor prin diverse scene sau diverse mâzgălituri.